Astăzi, mai mulți părinți din Iași au protestat în fața primăriei împotriva criteriului de proximitate pentru înscrierea la creșe. Oamenii sunt nemulțumiți că nu au reușit să prindă un loc într-o creșă de stat pentru copiii lor. Locuri în creșe! Eu vă invitați în sus să nu stați cu copilașii în soare. Părinții sunt supărați că la doar câteva zile după ce s-au terminat înscrierile la creșe pentru anul 2019-2020, conducerea primăriei a schimbat modalitatea de departajare, adăugând un nou criteriu, cel al proximității. Nu criteriul proximității e problema noastră. A noastră comună și numărul de locuri. Stați o secundă, să le discutăm concret. Doamna a fost și la audiență dimineață, le-am explicat același lucru. Le eliminăm, sau îl eliminăm, sau îi punem orice alt punctaj. De acord. Și pe cine dăm afară? Pe cum să-i dăm afară? Cum să-i dăm afară? Sunt copii care, al cărui un singur părinte lucrează și au Doamne, un singur sunt copil alte, și sunt au fost alte, admiși. Sunt alte copii, situații, toți copiii sunt egali. Evident că deci toți copiii sunt egali. Nu sunt... Oamenii s-au săturat de promisiuni. Îl acuză pe primar că în ultimii ani nu a construit nicio creșă. Deci nu ați făcut niciuna în 4 ani? Și totuși ați spus că din 2015 ați declarat... În schimb, am început să le modernizăm pe toate și s-au dublat și modernizarea creșelor... Și numărul de locuri prin modernizare? Mai mult de 60 n-am putut să le creștem. Domn primar, în 4 ani, domnul primar? În 4 ani, doamne. Uitați, vă expun și problema mea, da? Sunt născută în Nicolina 1. De 6 ani stau în Nicolina 2. Nu fac parte din proximitatea creșei din Nicolina 1. Câte locuri are? Sunt persoane, domnul primar. 40 de locuri. Câte locuri are? 40. Sunt 40 de locuri. Sunt persoane care nu încep serviciul și cu proximitatea au avut punctaj mai mare decât mine și au intrat la creșă. Iar eu care încep serviciul sunt respinsă. Că nu stau în proximitate, că stau în Nicolina 2, domnule primar. Părinții vor ca punctajele finale ale dosarelor de înscriere să fie afișate pentru fiecare caz în parte. Se afișează la fiecare punctajul exact. De ce nu se fac înscrierile centralizat? Punctajul pe criterii. Pe criterii, să vedem fiecare. Exact. Afișarea pe criterii, la fiecare. A rezultatului final. Primarul Mihai Chirica a declarat astăzi că pentru următorul an situația va rămâne aproape neschimbată. Abia din 2020 se întrevede o soluție pentru creșterea numărului de locuri din creșele eșene. Oricum, toate dosarele de anul acesta vor fi reevaluate. De unde vine soluția? Am abandonat hotelul municipal, îl transformăm, în momentul de față lucrăm în el pentru a deveni creșă. Acolo vom mai avea un surplus de aproximativ, să spunem, 40, forțat 50 de locuri. De ce? Pentru că am demarat și 2 proiecte de investiții pe 2 creșe. Creșa numărul 1 și creșa numărul 10, care vor fi eliberate în totalitate, că de aici a apărut presiunea foarte mare. Asta înseamnă aproximativ 200 de locuri în total. Lucrările la creșa 1 și 10 vor dura maxim 12 luni. Respectiv, în vara viitoare, o să fim mult mai relaxați. Vom face o reanaliză a criteriilor care au fost folosite pentru repartizarea locurilor și o să fac o analiză comparativă și cu proximitate și fără proximitate. Desigur, fără să aducem alți părinți în stradă. Nu vreau să iau problema de la unii și să o transfer la alții. Ținând cont de nemulțumirile exprimate astăzi de părinții care au protestat în fața Palatului Rosnovanu, primarul Mihai Chirica a cerut reprezentanților direcției creșe să facă 2 tipuri de evaluări ale dosarelor, una în varianta inițială și una care include criteriul proximității. Compararea rezultatelor celor 2 evaluări, care trebuie finalizată săptămâna viitoare, va face posibilă identificarea unor cazuri speciale de părinți care, poate, au pierdut puncte pe fondul aplicării prea rigide a criteriului proximității. Astfel, în urma analizei va fi adoptată modalitatea de evaluare care satisface cele mai multe cereri și care este cea mai echitabilă. Totodată, edilul șef a cerut astăzi reprezentanților direcției creșe să trateze cu o maximă responsabilitate contestațiile depuse de părinții nemulțumiți și să corecteze de îndată eventualele erori de evaluare.